bunicii cu Lia și ne gândim ce cadouri să le facem noi la noastră, da, Lia? Liuța, ce cadouri noi să le facem de Crăciun? Sau de Moș Nicolae? Un somn bun, da? Ei, hai! Și cadouri. Hai, spune-ne tu. Dați-mi voi nii pași cu cadourile voastre. Bună dimineața! În această dimineață, micul meu dejun arată așa. Pâine cu pate și miez de nucă, pâine cu pastă de alune și o cană cu ceai. Lia are mai multe bodiuri care, iată, la mânici sunt bune, sunt drăguțe, aici la fel nu o strânge. Dar, iată, problema este aici, că sunt prea scurte. Și încă înainte de a se naște, a primit în dar această extensie, iată, ei vine așa cu capse, care ne ajută să prelungim durata de purtare a bodiurilor. Este o invenție tare bună și recomand chiar. Ei, dar tu stai acasă cu copilul, ce ai de făcut? Doar stai toată ziua. Cât timp liber ai. Fix așa, iată, de aici adun copilul, de aici trebuie să calc. Acolo Stelian vrea să-i citesc. Și iată, deja firul de călcat e fierbinte și Doamne ajută, Ana. Prânzul meu de astăzi, o salată cu pătrunjel, marar, rucola, spanac, varză albă, varză roșie și ceapă. Iată așa. A venit de la școală și facem lecțiile. Acum facem dictare. Îmi plac cireșele. Iar aici, Stelian, ce literă? Ce literă ai învățat azi? Am învățat azi P și apoi G și apoi a să învăț D și a S. Dacă e țelul, de ce l-ai îndoiat așa? Mama, așa se scrie mai ușor. Da, da. A, dar tu n-ai învățat încă litera P. Nu, nu. Ei, dar văd că știi să o faci. Trebuie așa și trebuie să dau așa. Plac. Așa, așa. Hai, Stelian, caută. Ce dată e azi? Nu, dar unde... Nouă. Așa, și ce-ai scris acolo? Poți să citești? Singur acasă. Unu. Azi privim singura acasă, da? Adică voi. Adică noi îți privim. Cecilia iară e supărată. Salutare! Încă azi nu m-am arătat pe aici, dar trebuie să-mi spăl părul, să mă aduc un pic în ordine. Astăzi avem o zi așa mai neobișnuită. Azi e Sfântul Stelian. La mulți ani, Stelian! Mulțumesc! Copiii se joacă, eu cu Lia... Nu, eu mă uit în cartea asta cu cavaler. Da, Stelian se uită în carte. Eu cu Lia mai stau, ea e un pic mai plângăcioasă și mă epuizează, dar asta e, nu mă plâng. Ce să facem noi azi? Vom face popcorn și da. În calendar avem scris... Să ne uităm la singura casă 1. Așa că voi face popcorn și vom privi acest film. Poate să vă zic ceva? Zi. Bine. Azi am cântat o colindă la școală, la educația muzicală. Copilul cu Oxenie. Ah, da. Colinda care am învățat-o aseară, da? Da, da. Tu iarăși te străini în peșteră, pe paie reci, tu iarăși capul ți-l apleci. În peșteră, pe paie reci, tu iarăși capul ți-l apleci. Foarte frumoasă, Colinda, bravo! Dar câteodată și el ce mai oh, nu e ușor cu trei copii să stai acasă, dar e frumos, e vesel.
și nu te plictisești. Sper că v-a plăcut clipul de ieri cu ideile de cadouri, dar mi-a scris cineva și m-a întrebat: bine, Ana, e recomandat să dăruim cărți, dar ce cărți? Și iată că vin astăzi cu o completare. Cărțile scrise de Ioana Kicet Macoveciuc, Crăciunul perfect al Emei, Cuminte de Crăciun sau oricare dintre cărțile ei sunt potrivite pentru a fi dăruite copiilor. Împreună numai cu fiica mea, la fel, o carte extraordinară pentru acei care iubesc romanele. Dopamina, pentru cei cărora le plac cărțile despre sănătate. Creierul copilului tău, pentru cei care iubesc cărțile de parenting. Mica enciclopedie Hugo, pentru oricine. Și la fel, pentru copii, dar și pentru maturi, O inimă de broscuță. Noi avem aici 5 volume. Aseară am început cu Stelian să citim. Da, Stelian? Îți place povestea? Da. Dar despre ce? Despre un șobolan care o trecut prin multe aventuri. Așa. Dar noi o citim pe asta, prima. Pe asta, pe prima, da. Și azi o să mai citim din ea. Da, am rămas acolo. Am rămas la începutul poveștii, am citit doar introducerea aseară. Deci, da, surprindeți-i... Da, iubitul mamei, așteaptă un pic. Da. Surprindeți-i pe cei dragi cu cărți, cu siguranță nu veți da greș. Cecile, din ce carte citești? Din asta. Cum se numește? Sfintele Tainii ale Bisericii Ortodoxe. Așa, ia de să le arăt un pic. Este o taină, este o carte pentru copii care explică Sfintele Tainii pe înțelesul lor. Iată așa, pe scurt, despre fiecare. Sfântul Botez. Așa. Mărturisire. Sfânta sau cum? Spovedanie. Da. Sfânta Împărtășanie. Taina preoției. Da. Cununia și Sfântul Maslu, da? Sau mai este? În total trebuie să fie 7. Da, trebuie să fie 7. Da, aici ce carte ai? De aceea natura. Aha. A, asta e cartea ce e cu clapete. Da. Cecilia, azi la școală i-a scris scrisoare lui Moș Crăciun. Ia să vedem. Deschide. Nu citim. Dragă Moș Crăciun, mă numesc Musteață Cecilia și am 7 ani. Anul acesta am fost o fetiță cu minte, ascultătoare și respectuoasă. Îmi doresc să vii în seara de Crăciun și pe la mine. Îți desenez ce îmi doresc de la tine. Și iată. Wow, ce frumos! Cu drag, Cecilia! Cariuci, casă pentru păpuși. Carte cu stickere, foi de colorat, foi colorate, foi albine. Cu secrete. Cartea, da. Și acum hai închide-o. Așa. Așa. Lipim plicul. Nu trebuie să lipim. Nu trebuie. Nu, dar doctorează că ea să lipească. Așa, închide. 20 secunde. Și scrim. Cecilia. A scris. Am pus să fac popcorn, aici ulei, sare, adaug boabele și pun capacul. Auziți sunetul? Da, e distractiv. Ce? Mâncăm popcorn? Am auzit sunetul. Wow! Nu se face în ceaun. Iată și rezultatul. 2 castroane cu popcorn. Și acum mergem să vizionăm singura casă. Ce așteptați? Filmul? Da. Ne uităm astăzi la singura casă, da? 1. Și? 2. 1. Start. Ping, ping. Și spunem la revedere. La revedere.
În seara asta am hotărât să dăm comandă de câteva produse de îngrijire pe makeup.media. Să vedem cum funcționează. Au prețuri tare bune, mai ales la brandul nostru preferat, Echilibra. Așa că o să vedem. Am comandat și pastă de dinți și periuțe, șampon, două șamponuri, un gel pentru igiena intimă și periuțe și cadou, o pastă neagră. O pastă neagră cadou. Iată așa. Plasează.